fără de vieste, s-a făcut un voie, ca de suflare de vânt ce vine repede. Și au umplut toată casa unde ședeau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și au șezut pe fiecare dintre ei. Și s-au umplut toți de Duhul Sfânt și au început să vorbească și în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăit. Tale strigăm păcatele noastre și neștiințele noastre, nu le pomenim, și de cele ascunsele noastre curățește pe noi. Nu ne păda în timpul bătrâneților, când slăbește-te noastră, nu ne părăsi pe noi. Mai înainte de a ne întoarce în pământ, vrinicește-ne să ne întoarcem la tine și caută spre noi prin Sfință și cu car. Cum păi? Și mai arătat acest har, l-ai trimit ucenicilor și apostolilor tăi și le-ai întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul mine în a sa limbă și a întărit buzele lor cu limbi de foc, prin care tot neamul mine în a sa limbă și în audul urechii, primind cunoștința de Dumnezeu, ne-am luminat cu lumina Duhului și am scăpat din înșelăciune, ca din întuneric și prin împărățirea limbilor simțitoare de foc. Izvorule cel curure, izvorător de viață și de lumină putere, creatoare și împreună veșnică cu Tatăl, care ai primit tu resosința toată, economia cea pentru mântuirea oamenilor, Hristoase Dumnezeu nostru, Cel ce ai rupt legăturile cele
nedezlegate ale morții și încuieturile iadului, călcând mulțimea duhurilor celor vitlene, cel ce te-ai dus, adus pentru noi, junghiere, nevinovat. Ești lumină neapropiată, cel ce a făcut cu înțelepciune toată făptura și a dispărțit lumina de întuneric, punând soarele spre stupinele zilei, iar luna și stele spre stupinele nopții, cel ce ne-a vrincit pe noi păcătoși și în ziua de astăzi a ne arătat feții tale într-o mărturisire și a să aduce slujile de seară în subitorul de oameni, Doamne, îndreptează dulcinească. Thank you.